Bine v-am regăsit, dragilor, între două fluxuri de clienți. Acum este undeva 3 și jumătate, e o perioadă mai liberă. Am avut timp, nu doar la mine, pentru că știu că sunt haterii, ba, ești cu restaurantul gol. O, stați liniștiți că este bine așa rău cum e. Tocmai ce am făcut o baie, am ieșit, pentru că vă spuneam, trebuie să fim relaxați. Am ieșit din apă, este absolut superbă, sunt undeva la vreo 22 de grade. Și am verificat și opcomul. Eu spuneam așa cu decență că o să avem o creștere a prețului cu 15-20%, 329 dacă nu mă înșel, luna trecută. Prețul de vânzare a energiei pentru prosumatori a ajuns la vreo 439, din nou dacă nu mă înșel. M-a bătut un pic soarele, a stat la plajă, dar cam ăsta este pe cartul ca să înțelegeți. Nu știm niciodată care va fi prețul lunii următoare, el va crește, asta este tendința, nu se poate altfel, economia își va reveni, vom scăpa de plafonarea aia despre care s-a tot spus că a fost și este total ineficientă din punct de vedere economic. Așa cum spuneam un pic mai devreme, economia își va reveni, vor reîncepe să producă marile fabrici, industria pentru export, nu pentru România, și atunci prețurile vor crește. Prin urmare, este vară, încep concediile, suntem relaxați, dar să nu uităm că avem nevoie de aceste venituri pasive. Intrați pe www.energiepentrutoți.ro, asta este platforma unde găsiți informațiile și tot de acolo puteți să achiziționați putere de producție. Ce înseamnă lucrul acesta? Că odată ce deveniți parteneri cu noi, lună de lună, vă vor intra bani în conturi. Intră lună de lună sume mai mici, mai mari, în funcție de prețul la care vindem energia, dar timp de 25 de ani, pentru că avem contractele semnate pe 25 de ani, veți avea intrări, așa cum spuneam, diferă în funcție de preț, diferă în funcție de achiziția, de puterea de producție pe care o achiziționați, pentru că sunt oameni care mă întreabă, pot lua un panou? Da, puteți lua un panou, însă și valoarea va fi direct proporțională. Luați 100 de panouri, evident că veți avea un câștig mai mare. Nici nu contează cât cumpărați. Eu recomand să luați cât mai mult pentru că avem discounturi și luați la un preț mai mic și aveți câștigul mai mare. Important este să vă gândiți la ziua de mâine, important este să vă gândiți la viitor, important este să vă gândiți la acest venit pasiv. Nu faceți nimic, veniți, vă îmbăiați în Marea Egee sau oricare altă mare sau mergeți la munte și schiați, iar în timp ce faceți câte o cristiană, faceți câte un plug, intră bani în cont. Fix despre asta este vorba și nimic altceva. Prin urmare, aveți alte întrebări legate de acest subiect, nu uitați adresele de e-mail la care ne străduim să răspundem în cel mult 48 de ore. stelianmuscalu@gmail.com sau contact@energiepentrutoti.ro. Sunt adresele de e-mail unde așteptăm întrebările pe această temă de orice natură. Răspundem, aveți o imagine clară în urma căreia puteți să luați o decizie corectă, indiferent dacă investiți sau nu, decizia pe care o luați este una corectă pentru că o luați în cunoștință de cauză. Relaxat de aici, de la malul Mării Egee, îmi au rămas bun pentru că trebuie să ne pregătim, vine fluxul 2, valul 2 de turiști, de oameni care vor să mănânce bine, de oameni care vor să asculte povești, de oameni care vor să spună povești aici la taverna Motorship din Grecia, insula Tasos și localitatea Scala Marion sau Marieș, cum doriți, și taverna Motorship. Să ne auzim cu bine și fără încrâncenare. Să aveți propriu!